În locul fostului lac a apărut de câteva zile un peisaj sumbru ce pare desprins din deșert. Numeroasele păsări sălbatice care populau până de curând zona au zburat spre alte ochiuri de apă. Unde ne aflăm acum aici era apa la brâu. Undeva la brâu aici. Și la mijloc? La mijlocul lacului, adâncimea maximă era în jur de 2 metri. Pentru Macovei Ureche, un profesor de geografie din Balta Albă, lacul Amara a avut o importanță foarte mare încă din copilărie. Mărturisește că a trăit un adevărat șoc atunci când a observat că lacul a secat complet. De câteva zile a dispărut și mica baltă care mai rezista în mijlocul Albiei, unde se refugiaseră ultimii pești. Lacul a început să sece dinspre maluri, după cum vedeți, și culoarea mai deschisă, mai uscată, unde sunt porțiunile mai uscate de mâl și nisip. A fost un paradis al păsărilor, sedentare sau călătoare, pentru că insula din mijloc cu stuf oferea protecție contra dăunătorilor și chiar a vânătorilor. Profesorul Macovei, ca și ceilalți localnici, crede că secarea lacului Amara este rezultatul încălzirii globale. Bănuiește că ar exista și alte cauze, precum mutarea cu câțiva kilometri a cursului râului Buzău și blocarea unor canale de irigații. Îngrijorător este că suntem doar la începutul verii astronomice și ce urmează o să fie mai dificil. Aveam aici păsări de toate categoriile, pelican, lebede, brațe, gâște cu capul roșu, de-a noastre, oamenii aveau rațe, gâște pe malul bălții, le creșteau, le hrăneau, apa. Au secat fântânele la marginea satului să dea apă la animale. Ăștia a venit cu oile de la 5 km la marginea satului să scoată apă de la o fântână care mai are, e singura cu apă, care hrănesc animalele, mor animalele de sete. Aici se află satul Amara, e cea mai mare localitate în vecinătatea lacului, cu aproximativ 1200-1300 de locuitori, face parte din comuna Balta Albă, undeva în zona respectivă, acolo unde se văd mai în depărtare locuințe, este satul Stăvărăș cu aproximativ 100 de locuitori, tot din comuna Balta Albă, și aici undeva în spate este satul Plăsoiu din comuna Vișani, județul Brăila. Georgian Calăuta a copilărit în satul Amara, iar acum este fermier. A fost primar timp de 4 ani, poziție din care s-a convins cât de valoros era lacul pentru comunitatea sa, dar și pentru celelalte sate din jur. Cel puțin 40 de localnici își întrețineau familiile din pescuit. Bărcile acestora zac acum abandonate în noroiul uscat de secetă. Pe lacul Amara a existat cândva o renumită crescătorie de pești, care a fost concesionată după 1990. Veneau zilnic la muncă, se exploata o cantitate destul de mare de pește zilnic. Mai mult de atât, o mare parte din locuitorii celor 3 sate care se află în vecinătatea lacului își câștigau și ei existența, eu știu, și prin consumul, pentru consumul propriu. Eu știu, mai mult de atât, făceau și diferite trocuri cu pește, că na, era cantitate destul de mare. Acum, situația asta la care s-a ajuns acum e una destul de dificilă. Dacă seceta va persista, există pericolul să dispară și alte lacuri din țară. Lacul Amara și-ar putea reveni, cred localnicii, însă doar dacă râul Buzău va fi adus pe cursul vechi, la circa 500 de metri distanță de lac.